Slăvit să fie Domnul că deja ne-am dus cu gândul la Golgota. Suntem într-o zi specială înaintea Domnului, comemorarea morții Lui, cea care ne-a înfrățit, cea care ne-a unit, slăvit să fie Domnul. Vreau să vă spun, iubiți frați și surori, că atunci când venim încoace, noi am venit mai mulți frați din biserică, sunt în America și fratele Micurescu și fratele Căsălean, colegi din conducerea Bisericii Betel Arad. Atunci când venim în America, suntem înconjurați de frați, de surori, parcă au așa un dor, ar vrea să se exprime. Când ne întoarcem, de asemenea, suntem înconjurați de frați și surori care au aici rude, legături de sânge și nu numai, legături frățești, prietenii. Suntem împrăștiați pentru un timp, într-o parte și în alta, dar va veni o zi când să ne întâlnim, spune cuvântul, și va fi o turmă și un păstor. Numele Lui să fie binecuvântat. Frații v-au transmis harul și pacea Domnului. Versetele bisericii noastre sunt din 2 Cronici, capitolul 15, sunt sfaturi minunate pentru biserica aceasta, pentru frații din America. Versetul 2 și versetul 7 din 2 Cronici, capitolul 15, uitați ce frumos sună. Domnul este cu voi când sunteți cu El, dacă Îl căutați, Îl veți găsi, iar dacă Îl părăsiți, și El vă va părăsi. Și versetul 7, o încurajare, dar voi întăriți-vă și nu lăsați să vă slăbească mâinile, căci faptele voastre vor avea o răsplată. Ce minunat! Slăvit să fie Domnul! Suntem la părtășie, iubiți frați și surori, și vreau să vă spun că grija mea este, când am sărbătoarea Cinei Domnului, să nu o fac în mod forțat, din obișnuință. Câteodată, datorită slujbei, având în grijă și în slujbă biserici de la țară, biserici mai mici, de 100 și sub 100 de membri, se întâmplă să am Cina Domnului în fiecare duminică. Și am grijă nu cumva să mă obișnuiesc, nu cumva să fac din rutină lucrarea aceasta. Hai să treacă și asta, nu vreau asta. A fost prea mare prețul plătit pentru noi. E prea importantă această lucrare ca să o trecem așa cu vederea sau să o facem cu nebăgare de seamă. Vai de cel ce face cu nebăgare de seamă lucrarea Domnului, spune Scriptura. Dar Cina Domnului, iubiți frați și surori, are două aspecte. Apostolii nu au înțeles aceasta. Domnul Iisus, ca învățător, a început să le predea această lecție. Dar ei n-au înțeles nici de cum. Și Domnul le spunea mereu, Fiul omului trebuie să meargă la Ierusalim, va fi respins de preoți, va fi bătut, va fi scuipat, va fi omorât, dar a treia zi va învia. Mereu le spunea lecția aceasta, dar ei nu erau atenți. Nu știau care să stea la dreapta, care să stea la stânga. Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția, așteptăm cu nerăbdare să stăm lângă Tine. Că le-a spus Mântuitorul când i-a chemat, voi veți sta pe cele 12 scaune de domnie și veți judeca cele 12 seminții ale lui Israel. Și ei așteptau cu nerăbdare momentul acesta. Și n-au fost atenți la ceea ce le-a vorbit Mântuitorul. N-au înțeles că întâi vine suferința și apoi vine slava. Întâi aluatul noi îl frământăm, îl punem într-un cuptor și apoi mâncăm pâine. N-au înțeles aceasta. Domnul Iisus a început să-i învețe și am citit din Ioan, este pasajul pe care l-am ales în această zi. Sigur voi face referire și la alte texte în timpul care l-am la dispoziție, să putem lua și efectiv să participăm la Cina Domnului. Și Domnul le-a vorbit întâi aspectul spiritual al acestei lucrări. Noi n-am fi înțeles niciodată că trecerea prin Marea Roșie ar fi fost un botez pentru evrei. dacă nu ne-ar fi spus-o cuvântul lui Dumnezeu. Noi n-am fi înțeles niciodată că toți au mâncat aceeași mâncare, care este duhovnicească, spune Pavel. Toți au băut aceeași apă, că au băut dintr-o stâncă și a fost o băutură duhovnicească. Toți au trecut prin mare, toți au stat sub nor, au fost botezați în mare, au fost botezați în nor, ca o imagine a botezului cu Duhul Sfânt, ca o imagine a botezului în apă. Sunt lucrări pe care biserica le face, sunt trei mari lucrări care au trei promisiuni. Spune cuvântul, dacă ne facem una cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, ne vom face una cu El printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Și noi când intrăm în apa botezului, ne îngropăm în moartea Domnului, ne transpunem și noi, participăm și noi la îngroparea Domnului, ne îngropăm și noi ca să înviem la o viață nouă. Slăvit să fie Domnul! Apoi este botezul cu Duhul Sfânt și Mântuitorul spunea în Cartea Romanilor, prin Apostolul Pavel, cuvântul lui Dumnezeu spunea, dacă Cel ce a înviat pe Hristos locuiește în voi, va învia și trupurile voastre. Iată o mare făgăduință, că într-o zi noi ne vom întâlni cu Domnul. Și Mântuitorul spunea, cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață în el însăși și eu îl voi învia în ziua de apoi. Ce minunat! Avem făgăduința aceasta. Ne vom face una cu El printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Domnul Iisus a început să le predea lecția și a început cu partea spirituală. Eu sunt pâinea vie care m-am coborât din cer. Trupul meu este cu adevărat o hrană. Sângele meu este cu adevărat o băutură. Sau am putea să spunem noi și nu greșim, trupul Lui este adevărata hrană și sângele Lui este adevărata băutură. Dar ei n-au înțeles. Unii ucenici L-au părăsit. Dacă vă uitați la capitolul 6, finalul capitolului, spune mulți, versetul 60, spune mulți din ucenicii Lui, după ce au auzit aceste cuvinte, au zis, vorbirea aceasta este prea de tot. Cine poate să o sufere? Și mulți L-au părăsit, spune într-o altă evanghelie. Domnul s-a uitat spre cei 12 și Iisus, care știa în sine că ucenicii Săi cârteau împotriva vorbirii acestea, spune versetul 61, le-a zis, vorbirea aceasta este pentru voi o pricină de poticnire? Dar dacă ați vedea pe Fiul omului suindu-se unde era mai înainte, adică sunt și alte etape, eu am să mă ridic la cer, la Tată, mă voi duce să vă pregătesc un loc, cu alte cuvinte. Și o spune tot în Evanghelie, în Ioan 14, că Domnul le-a îmbărbătat inima, că va pleca pentru un timp, dar se va întoarce să-L ia pe Cel care îl slujește. Și acolo unde sunt eu să fie și slujitorul meu. Minunată făgăduință! Și Domnul le-a vorbit și aici versetul 63 este cheia pentru partea spirituală, ceea ce trebuiau să înțeleagă ucenicii, ceea ce trebuie să înțelegem și noi. Și spune aici, Duhul este acela care dă viață, carnea nu folosește la nimic, cuvintele pe care vi le-am spus eu sunt Duh și viață. Ele trebuiesc înțelese spiritual. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, iubiți frați și surori, Evanghelia după Ioan este extraordinară în sensul acesta. Ioan prezintă cuvântul întrupat al lui Dumnezeu și așa de frumos vă rog să deschideți la Evanghelia după Ioan, partea spirituală. Cuvântul, spune aici în versetul 14 din 1 Ioan, Evanghelia după Ioan, capitolul 1, și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tată. Deci ceea ce vedem noi din punct de vedere spiritual, Domnul Iisus, trupul Său, este cuvântul lui Dumnezeu care s-a făcut trup. Slăvit să fie Domnul! Iată că noi ne împărtășim, prin cuvântul lui Dumnezeu, ne împărtășim cu trupul Domnului Iisus din punct de vedere spiritual. Ei trebuiau, ucenicii, să înțeleagă aspectul acesta spiritual. Iar sângele Său, spune Cartea Evreilor, și vă rog să deschideți la Evrei, capitolul 9, Apostolul Pavel este un bun cunoscător, un om profund, un om spiritual, un om pe care Dumnezeu l-a ales și vorbește în capitolul 9 din Cartea Evreilor. Începem cu versetul 11, Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare, A trecut prin cortul acela mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut din mâini, adică nu este din zidirea aceasta, și a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt, nu cu sânge de țap și de viței, ci cu însuși sângele său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Căci dacă sângele taurilor și al țapilor și cenușa unei vaci stropite peste cei întinați îi sfințește și le aduce curățirea trupului, și acum ascultați versetul de aur, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic face, aici spune cuvântul, face ispășirea păcatelor, prin Duhul cel veșnic, s-a adus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, El vă va curăța cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiți Dumnezeului celui viu, slăvit să fie Domnul. Deci trupul Domnului Iisus, cuvântul care s-a făcut trup, și sângele Lui, prin Duhul cel veșnic, prin Duhul Sfânt, face și astăzi ispășirea păcatelor. El vorbește mai bine decât sângele lui Abel, pentru că sângele Domnului Iisus cere iertare în dreptul păcatelor noastre, slăvit să fie Dumnezeu. Aceasta a fost partea spirituală, n-au înțeles ucenici. Dar Domnul Iisus nu i-a lăsat în încurcătură, a așezat într-o zi și partea practică și partea, dacă vreți, materială a acestei lucrări, pentru că nu era suficient noi să ne amintim doar din punct de vedere spiritual. Cunosc anumite învățături, sunt oameni care nu sărbătoresc Cina Domnului, doar trece un lider de-al lor cu paharul și cu azima prin fața lor și atât. Și zic ei că este doar o comemorare. Vreau să vă spun că Mântuitorul, și Apostolul Pavel ne vorbește aceasta, așa cum ne întoarcem la pasajul din Corinteni, Apostolul Pavel vorbește corintenilor așa de bine și așa de mult, are mai multe versete despre Cina Domnului, și el ne atrage atenția, ca să nu cumva să credem că este doar o invenție de-a lui sau este o părere de-a lui. În anumite împrejurări, Apostolul Pavel spune, aici vă spun eu, nu Domnul, nu fac din aceasta o poruncă, este o îngăduință, spune într-o împrejurare. Dar când vorbește despre Cina Domnului, și este foarte important pentru noi în această zi, când vorbește despre Cina Domnului, el spune așa, am primit de la Domnul ce v-am învățat. Și anume, că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a așezat această lucrare. Și după ce au sărbătorit Paștele, Paștele era o sărbătoare extraordinară, o sărbătoare a comemorării. Cel mai în vârstă trebuia să povestească când Dumnezeu i-a scos cu braț puternic din Egipt, cel mai în vârstă trebuia să readucă în inima lor credința despre Dumnezeul cel viu, să povestească încă o dată, și era o aducere aminte a ceea ce a făcut Dumnezeu. Iar după sărbătoarea Paștelui, în seara aceea, când luau mielul acela și jertfeau Paștele, după aceea, timp de 7 zile, ei sărbătoreau sărbătoarea azimilor, pentru că după ieșirea din Egipt n-au mai mâncat pâine din a lua dospit, ci au trebuit să mănânce azime, care erau diferite puțin, sigur, era tot pâine, deci nu putem să spunem că e altceva, dar era fără aluat. Și Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, după ce au sărbătorit Paștele, după ce au stat la masă, de aceea în Evanghelia după Luca apar, de exemplu, la un moment dat, 2 pahare de vin, pentru că a fost sărbătoarea Paștelui. Și vinul a fost introdus, rodul viței a fost introdus prin tradiție și făcea parte din masa de Paște. După ce au sărbătorit masa de Paște, într-un moment deosebit, Domnul Iisus se ridică în picioare, ia o azimă, ei nu înțelegeau ce se întâmplă. A luat azima aceea în mâini, a rostit o binecuvântare specială, l-a rugat pe Părintele Ceresc să binecuvinteze azima aceea în mod deosebit, a luat o pâine, a mulțumit lui Dumnezeu, a binecuvântat-o și a început să o frângă. Ceva neobișnuit. Puteau să ia fiecare câte o azimă și să mănânce. Începea sărbătoarea azimilor. Pe masa de Paște erau și azimile, urma sărbătoarea azimilor. Dar Domnul Iisus în mod special a identificat această azimă, a binecuvântat-o, a mulțumit lui Dumnezeu și a început să o frângă, să le dea ucenicilor și să le zică, luați și mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori va fi nevoie. Și Domnul Iisus a așezat masa aceasta, cina Domnului, în mod deosebit. Apostolul Pavel își aduce aminte cum Domnul a învățat în mod special să facă lucrarea aceasta. Iar după ce a încheiat și au consumat azima aceea, ei cei mulți, 12, au sărbătorit masa aceasta de cină. După aceea, Domnul Iisus a luat un pahar cu rodul viței, l-a identificat în mod special, l-a mulțumit lui Dumnezeu, l-a binecuvântat și nu l-a băut el singur, ci a spus: luați și beți toți din el, acesta este sângele meu, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Slăvit să fie Domnul! A făcut aluzie la un legământ nou, pentru că Moise, spune Cartea Sfântă, când a făcut legământul cu poporul, a stropit cu sânge cartea, uneltele sfinte, poporul, și a spus: acesta este sângele legământului pe care îl face Dumnezeu cu voi. De aceea Mântuitorul a făcut aluzie la gestul acesta. Moise a fost peste casa lui Dumnezeu ca slugă, Domnul Iisus a venit ca fiu și mai mult decât atât, Domnul Iisus a spus: acesta este sângele meu care se varsă pentru voi. N-a rămas pură teorie, n-a fost numai o transformare prin rugăciune, ci peste puțin timp trupul său s-a frânt, a fost bătut, a fost cuipat, a curs sânge, sângele lui a curs pe străzile Ierusalimului, la Gabata, la locul unde l-au judecat, la stâlpul unde l-au bătut, de la Ana la Caiafa, peste tot picături de sânge, până la ultima picătură din sânge, când sutașul a luat o suliță și a străpuns coasta Mântuitorului și a curs sânge și apă. Binecuvântat să fie Domnul! Iată, iubiți frați și surori, partea spirituală și partea practică, partea materială. Domnul Iisus a așezat această lucrare, sigur, este o lucrare deosebită, este o lucrare sfântă, taina este foarte mare, noi ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului și vreau să vă spun, iubiți frați și surori, că avem și câteva responsabilități. Pe lângă faptul că noi căpătăm iertare, eliberare, la cina Domnului au fost persoane care s-au vindecat, pentru că acolo pe cruce, profetul Isaia a vestit mai dinainte, se va face și o lucrare a vindecării noastre. Pedeapsa care ne dă nouă pace a căzut peste el și prin rănile lui, spunea profetul, suntem tămăduiți. Slăvit să fie Domnul! Este și o lucrare de vindecare. Dar vreau să vă spun responsabilitățile pe care le avem atunci când luăm cina Domnului și spune în 1 Corinteni, capitolul 11, vă rog să deschideți, începând cu versetul 26, sigur, le parcurgem versetele, ne oprim, este partea noastră care noi trebuie să ne o facem. Întâi, sigur, versetul 26 spune: ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, binecuvântat, care reprezintă împărtășirea cu trupul Domnului și împărtășirea cu sângele Lui, așa ne-a spus tot Pavel în 1 Corinteni 10, ce s-a citit în această zi. Noi, când mâncăm din pâinea aceasta și bem din paharul acesta, vestim moartea Domnului până va veni El. Este de datoria noastră a bisericii. Diavolul ar vrea să se șteargă amintirea acestei zile. Diavolul ar vrea să se uite lucrarea aceasta. Dar Biserica Domnului este chemată să păstreze valoarea acestei lucrări, să-și aducă aminte de lucrarea care a făcut-o Mântuitorul, de trupul său care s-a frânt și de sângele lui care a curs. Noi vestim moartea Domnului până va veni El. Doamne, ajută-ne la aceasta! Apoi spune cuvântul: când va veni El, vom sta din nou la masă. Dar Ioan spune așa de frumos: nu mi-e dor de tot ce-mi dai, cât mi-e dor, Doamne, de Tine. Aștept acea masă, să mă bucur cu frații, să ne bucurăm împreună, să ne uităm unul la altul și să ne spunem unul la altul, ce bine că am ajuns aici. Vom uita de tot ceea ce a fost pe pământ, fie de necazurile noastre din România, fie de problemele noastre din America, vom uita de toate, vom spune unul către altul, acesta este Domnul în care ne-am încrezut, să ne bucurăm că a venit mântuirea Lui, slăvit să fie Domnul. Vom sta la masă cu El, dar până atunci datoria noastră este să comemorăm moartea Domnului, să nu se uite niciodată, să nu uitați niciodată prețul mântuirii dumneavoastră, să nu uitați niciodată trupul Său care s-a frânt și să nu uitați niciodată sângele Lui care a curs pentru păcatele noastre. Numele Lui să fie binecuvântat. Apoi, iubiți frați și surori, dacă ne uităm, noi am citit în această zi că paharul binecuvântat este o împărtășire. Pâinea pe care noi o frângem este și ea o împărtășire. O frângem și este împărtășirea cu trupul lui Hristos. Și noi nu putem oricum să luăm parte la masa Domnului. Spune versetul 28 din 1 Corinteni 11, fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși, și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Ne cere lucrarea aceasta o cercetare profundă. Nu putem oricum să venim. Noi trebuie să ne gândim profund și foarte bine că Apostolul Pavel a subliniat să se cerceteze fiecare pe sine însuși. Noi ca și oameni suntem tentați să-i cercetăm pe cei care sunt lângă noi, că vedem mai bine petele de pe hainele lor, vedem mai bine poate scamele care sunt pe hainele lor. Dar Apostolul Pavel ne atrage atenția. Știți că Domnul Iisus, după înviere, l-a reabilitat pe Petru și Petru s-a uitat în spate și l-a văzut pe Ioan, apostolul iubirii, și a întrebat așa sugestiv, parcă, dar cu acesta ce va fi? Așa suntem noi oamenii, ne uităm în stânga, ne uităm în dreapta și câteodată poate chiar ne întrebăm, oare cu aceasta ce va fi? Oare cu acesta ce va fi? În această zi Duhul lui Dumnezeu ne spune, fiecare să se cerceteze pe sine însuși. Doamne, ajută-ne la aceasta! Și așa să mâncați din pâinea aceasta și să beți din paharul acesta. Ne cere o cercetare, ne cere o curăție, să-i cerem iertare Domnului, să-i cerem ca sângele Lui să ne acopere, să ne curățească de orice nelegiuire. Îmi place așa de mult când Zaharia, tatăl lui Ioan Botezătorul, când a înțeles marea lucrare, că a fost trimis Ioan Botezătorul ca un înainte mergător al Domnului Iisus, când a vorbit despre, a profețit despre Ioan Botezătorul, a spus și să dai poporului cunoștința mântuirii care stă în iertarea păcatelor lui. Și el s-a bucurat înaintea Domnului și a spus și ne-ai îngăduit să-ți slujim fără frică. Vreau în această zi, Domnul, să ne îngăduie, să ne apropiem de trupul și sângele Lui, să nu rostească o sentință în dreptul nostru, pentru că, spune mai departe cuvântul lui Dumnezeu, că noi trebuie să facem o deosebire dintre masa Domnului și alte mese, spune versetul 29, că cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea o sânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Noi trebuie să ne facem o cercetare, să-i cerem Domnului iertare, să-i cerem să ne îngăduie, să ne apropiem de trupul și sângele Lui, dar noi trebuie să facem o deosebire. Și eu o spun mereu la frați. Poate ai fost invitat și la alte pahare. Eu mi-aduc aminte când am început stagiul în șantier, ca stagiar după terminarea școlii, colegii au văzut că eu sunt o persoană diferită de ei. Când ei se adunau în baracă, ploua afară, se adunau în baracă și n-aveau altceva de făcut, muncitorii erau la lucrul lor, scoteau sticla de vin pe masă sau alte băuturi, ca asta se bea peste tot, și în pădure se bea, și în zootehnie se bea și în construcții, cel puțin vorbesc despre România. Și scoteau sticla și o puneau pe masă și ei vedeau că în mod instantaneu, când ei făceau gestul acesta, eu ieșeam afară din baracă și dacă ploua și dacă ningea, ei au sezizat aspectul acesta și au spus într-o zi, mă, dar hai că, de ce nu ieși cu noi? Păi eu nu beau din băuturi amețitoare. Eu sunt pocăit, ei știau asta, au știut asta. Dar au spus ei, și asta am vrut să vă spun în această dimineață, au spus, hai, nu bei cu noi, dar măcar ține un pahar în mână și închină cu noi, adică participă și tu. Iubiți frați și surori, dacă suntem invitați să participăm la alte mese, cum sunt în România, de exemplu, mese destinate pentru cei morți, de sufletul nu știu cui, și sunt obiceiuri și zone în România unde se insistă foarte mult pe aspectul acesta. Apostolul Pavel ne atrage atenția și eu în mod deosebit atrag atenția asupra paharului, că poate sunteți provocați uneori să participați, așa cum am fost eu. Dacă n-aș fi știut acest aspect, poate nu v-aș spune, dar sunteți provocați poate să participați și să închinați, să ridicați un pahar în cinstea soartei sau a norocului, cum spune Cartea Profetului. Vreau să înțelegeți în această zi că noi trebuie să facem o clară delimitare între masa Domnului și alte mese, între paharul Domnului și paharul a închinat dracilor, cum spune apostol. Domnul să ne ajute la aceasta. Trebuie să facem deosebire. Și apoi, iubiți frați și surori, în al patrulea rând și nu în ultimul rând, aș vrea să le pun pe toate prioritare înaintea noastră. Aspectul foarte important este părtășia. În biserica din Corint s-a întâmplat că, înainte de a avea cina Domnului, avea o agapă, o masă de dragoste. Și era extraordinar. Eu am nimerit o dată în București la o biserică, nu știu exact ce biserică a fost, eram student acolo, m-am căsătorit și apoi m-am transferat la Timișoara, dar am nimerit într-o biserică în aceasta care au scos de acasă și au început să mănânce ce aveau ei și după aceea au făcut cina Domnului. Cred că au vrut să copie ceea ce era în Corint. Și în Corint ce se întâmpla? Aduceau de acasă, serveau masa, se bucurau, era un fel de agapă pe care o aveau împreună și după aceea treceau la cina Domnului. Dar apăruse o dezordine în adunarea din Corint. Și apostolul Pavel spune în 1 Corinteni 11, noi nu prea citim pasajul de la versetul 17, îl citesc în această zi. Vă dau aceste învățături, spune Pavel, dar nu vă laud, pentru că vă adunați la oaltă, nu ca să vă faceți mai buni, ci ca să vă faceți mai răi. Mai întâi de toate aud că atunci când veniți la adunare, între voi sunt dezbinări. Și cred, dar în parte. Adică nu tot ce aud o iau de bună. Cred că sunt dezbinări, dar nu așa cum îmi spun cei care îmi spun. Am încredere în voi. Căci trebuie să fie și partide între voi, ca să iasă la lumină cei găsiți buni. Oamenii se polarizează în jurul oamenilor. Și în vremea apostolilor, unii spuneau, mie îmi place de Pavel cum predică, eu sunt al lui Pavel, eu sunt cu Pavel, eu îl prefer pe Pavel. Alții spuneau, eu îl prefer pe Petru, îmi place de Chifa, îmi place de Petru, a stat de vorbă personal cu Domnul, Domnul personal l-a trimis să pască mielușei, oițele, oile, mie îmi place de Petru. Alții spuneau, mie îmi place cum predică Apollo și oamenii erau polarizați în jurul unor altor oameni. Dar apostolul Pavel vine și le atrage atenția și spune, vedeți că nu eu am murit pentru voi, nu Pavel, nu Petru. Ce Pavel s-a sacrificat pentru voi? Eu am udat, eu am semănat, Apollo a udat, Dumnezeu a făcut să crească. Cine suntem noi? Niște slujitori, așa spunea Pavel. Și a combătut această separare, această grupare. Căci trebuie să fie și partide, ca să iasă la lumină cei găsiți buni, când vă adunați, dar în același loc, nu se poate să mâncați cina Domnului în asemenea condiții. Voi trebuie să fiți în unitate, sau, ca să citesc pe pagina cealaltă, versetul 33, astfel, frații mei, când vă adunați să mâncați, așteptați-vă unii pe alții. Că se întâmplă și eu văd de multe ori în biserică, este așa ca o concurență, unii aleargă mai repede, unii sunt mai în față, unii se cred mai în față, alții vin mai pe urmă, alții sunt disprețuiți de cei care sunt mai în față și se produce așa o dezordine. Vreau să vă spun, într-o zi Duhul Sfânt ne-a vorbit nouă, conducerii bisericii din Betel, și a spus, am avut o vedenie, fraților, pentru noi, noi am rămas comitetul să ne rugăm și apelăm de multe ori la slujitorii ai lui Dumnezeu, oameni care au descoperit din partea lui Dumnezeu, și a spus, am avut o vedenie, se făcea că alergați pe niște culoare, așa cum aleargă atleții, și la un moment dat ați încrucișat aceste culoare și s-a făcut o mare dezordine. Duhul lui Dumnezeu spune, Dumnezeu vă spune, alergați fiecare pe culoarul vostru, faceți-vă partea voastră, fiecare în lucrarea pe care l-a chemat Dumnezeu. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al rânduielii, ca în toate bisericile sfinților, și El vrea să fim în ordine și disciplină în casa lui Dumnezeu. Și Apostolul Pavel spune, ca să putem lua cina Domnului, noi trebuie să fim în unitate, în părtășie, nu putem în dezordine, nu putem în dezbinare, nu putem, după ce ne-am povestit și ne-am vorbit de rău o săptămână întreagă sau o lună întreagă, la cina Domnului să venim bine mersi, ca și cum nimic nu s-a întâmplat, și să luăm cina Domnului. Asta nu-i bine. Domnul Iisus i-a iubit pe ai săi și i-a iubit până la capăt. S-a plecat la picioarele lor, le-a dat o lecție extraordinară și închei cu aceasta. A luat un lighean, a turnat apă și a spălat picioarele ucenicilor și a spus, dacă eu, Domnul și învățătorul vostru, v-am spălat picioarele și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora. Eu v-am dat o pildă, m-am coborât, spunea poetul așa de frumos, și așa cum o mlădiță se apleacă lângă trunchi, stăpânul omenirii se așează în genunchi. S-a așezat rând pe rând, a spălat picioarele ucenicilor, i-a vrut în unitate, i-a vrut în părtășie, nu se poate altfel, luptați pentru această unitate, rugați-vă pentru această părtășie, puneți umărul în lucrarea lui Dumnezeu, faceți-vă partea fiecare în dreptul vostru, cercetați-vă fiecare pe sine însuși și așa să participați la masa Domnului și așa să luați parte la cina Domnului, pentru că în spatele acestei lucrări, vă spuneam, este o făgăduință. Ne vom întâlni într-o zi, vom sta din nou cu Domnul nostru. Dacă am stat la masa Lui, dacă am mâncat din trupul Lui și am băut din sângele Lui, avem viață noi înșine și El ne va învia în ziua de apoi. Amin.